Îți mai amintești când ai atins pentru prima dată o minge de fotbal? Da, cu siguranță că mi-amintesc. A fost ceva frumos pentru mine, frumos pentru familia mea. Părinții mei m-au încurajat pentru a face sport. Fratele meu a făcut sport, a jucat și el fotbal, dar, să zic așa, nu s-a ținut. Și familia mea se bucură foarte mult că eu am reușit, prin muncă și prin sacrificii, să ajung unde sunt și normal că mi-aduc aminte. Unde jucai când erai mic fotbal? Păi unde juca toată lumea, în curtea școlii, cum se zicea, ca pe vremuri, pe Maidan. Între blocuri, am crescut și într-un cartier foarte mare din Craiova, Craiovița Nouă, și toată lumea, nu pe telefon, nu pe tablete, nu, toată lumea cu mingea. Și așa am ajuns să joc fotbal. Cine te-a impresionat în fotbal când erai mic? De la Universitatea Craiova m-au impresionat frații Costea, adică îi apreciam foarte mult, dar cel mai bun exemplu pentru mine și pentru familia mea a fost domnul Ilie Balaj, Dumnezeu să-l odihnească, care tata mi-a explicat despre el și despre tot ce a făcut pentru Universitatea Craiova. M-am interesat foarte mult despre dumnealui, am citit foarte mult despre dumnealui și vreau să îi cal puțin pe urme. Care a fost primul jucător mare pe care l-ai întâlnit și cum ai reacționat? Primul jucător român mare, chiar pe domnul Hagi l-am întâlnit la un turneu la Constanța, cred că aveam 7 ani. Am fost foarte emoționat, cum toată lumea știe ce a reprezentat pentru România și pentru toată lumea. Normal, vă dați seama, am avut emoții, dar am încercat să-i pun câteva întrebări, să știu cum a fost, cum au fost jucătorii, cum era fotbalul pe vremea aceea. Și mă bucur foarte mult că am avut ocazia să-l întâlnesc. Ce înseamnă pentru tine echipa națională? Ce înseamnă, mă gândesc, pentru toată lumea, o mândrie, o satisfacție. Toată lumea dorește să ajungă aici. Cei mai buni, cei mai importanti jucători români ajung aici și vii cu o mândrie, vii să demonstrezi că meriți să fii aici, nu doar cu numele, și să-ți faci treaba cât mai bine, că de-aia ești aici. În afară de fotbal, ce sporturi mai urmărești? Mă îmi place să mă uit la tenis, la Simona Halep, fiind româncă, o urmăresc peste tot pe unde joacă. Îmi place să mă uit la handbal, la Cristina Neagu, fiind cea mai bună jucătoare a lumii. Ne uităm la sportivii români, mai ales care sunt în top și care ne reprezintă cu succes. Ce îi spune Simonei Halep dacă ai întâlnit-o? Cum poate să stăpânească emoțiile? La un nivel foarte sus, mă gândesc că trebuie să ai o mentalitate și o stăpânire de sine foarte mare, să poți să faci față. Și Cristina Enagu? Cum poate să-mi fie top de atâția ani? Asta e prima întrebare. Să fie acolo sus, în fiecare an. Trei personalități sportive pe care le urmărești pe rețelele de socializare. Păi din fotbal îl urmăresc pe Neymar, Mbappé, Messi. Sunt idolii mei. Pe McGregor, din diferite sporturi, urmăresc cam cei mai importanți oameni. Care este visul tău ca fotbalist? Visul meu este să iau un titlu cu Universitatea Craiova. Ăsta e primul meu vis. Și pentru asta m-am apucat de fotbal, să joc la Universitatea Craiova și să iau un titlu. Și după să ajung la o echipă foarte mare din Europa. Și după vedem ce va fi. Ce stil de joc te avantajează? Stilul de joc mai tehnic, mai pe posesie. Mă consider un jucător cu niște calități tehnice destul de bune și ăsta este fix pe genul meu. Campionatul Spaniei cred că m-ar avantaja cel mai bine. Ce i-ai spus lui Valentin Mihăile când a plecat de la Craiova? Păi în primul rând l-am felicitat că sunt conștient că este un pas imens în cariera lui de fotbalist și îi urez succes, mai ales pe calea asta, dacă vede acest material, să fie atent, să facă tot ce știe să facă. Sunt conștient că o să-i meargă foarte bine. Este un băiat foarte muncitor și talentat. Și îi urez succes. Ți-a dat un sfat înainte de a pleca? Da, eu sunt și prieten cu el de atâta timp, îl știu de foarte mult timp, am crescut împreună și mi-a spus mai multe lucruri, cum ar fi să joc cât mai simplu. Eu deseori
mă complic foarte mult, țin de minge destul de mult și să încerc să joc mai simplu, să iau deciziile cele mai bune și să fiu mai atent în fața porții la finalizare, că acolo am avut niște probleme.